Bună seara, bună seara. Este seara, prieteni afară și suntem și noi în casă cu fetița. Ce faci, fetița? Hai să vă arăt ce face Ce să fetița. se joacă? Ai făcut baie la păpușă? Da, dar am băgat apa acum. N-ai băgat apă? Nu, pentru că am văzut că e tăiat. Uite, aici și curge pe covor. Trebuie să o ducem să o lipim la vulcanizare. Ce făcură codițele? De ce s-au format așa? Pentru că am vrut. I-am făcut niște codițe azi. Am spălat-o, eu am ajutat-o să spăle eu pe cap, dar ea s-a mai spală singură, că e fată mare. Și am zis să o spăl eu pe cap, pentru că mie mi-e frică să o las singură în baie. După aia și-a făcut ea baie pe corp, pentru că este rușine, nu mai e micuță. Și am făcut niște codițe, parcă nici mâinile mele nu mai mergeau. Nu mai sunt bune, așa nu sunt obișnuită, pentru că nu prea am făcut-o eu, a făcut-o mai mult mama ei și așa cum am putut eu, le-am făcut. Și e de câte ori are păpuși? Are pește acum așa la îndemână, dar ce are acolo? Avem o cameră de jucării, de lucruri care nu le mai folosim. Da, Saci întregi. nu am doar aici, am și la mama acasă. Are, da. Are la noi în camera aia care ținem noi lucrurile, ce e acolo, saci pline. Ăstea le-a luat pentru că erau mai puse, mai puțin, mai ca să poți să le iei, dar alea în spate ce e acolo trebuie să fac ordine odată și odată să le pun în cutii frumos, să le golesc, să sortez, să mai scot din lucruri care nu purtăm, pantofi, papuci, sunt multe lucruri. Acolo ne-am pus căni, mere, avem ceai, iare, ceai de mentă. Eu am ceai de ficat, de stomac, cu mai mult. Și cu mai multe plante. Ea de câte ori are păpuși. Ea nu suportă să aibă rochii păpușile. Toate păpușile ei sunt goale. Dezbrăcate, să spunem. Uite, îi face coadă de aspic. Ea nu suportă să aibă ele haine pe ele. Toate păpușile sunt goale. Acolo unde avem camera aia, zicea patrona mai de mult să le luăm păpușile ale mari. Asta se numește coadă în patru. Coadă. Zicea patrona de mult să le scot toate, să le facem rochii din material, ți gândești? Zicea patrona, să iei rochii, toate păpușile, sunt păpuși mari, să le facem rochii, să le punem pe șifonier frumos. Dar nu, nu prea am avut. Asta a fost mai de mult când a zis patrona să iau păpușile, să le îmbrăcăm, să le facem rochițe. Și au și rochițele acolo, vă dați seama că au un cutic rochițele, pentru că ea nu suportă să aibă haine pe ele. El le dezbracă, dar nu știu. Le schimbă pentru că ele se murdăresc, fac treabă într-una și na. E așa de cuminte. Se vede, nu mai are rost să mai vorbesc eu. Pentru... Eu sunt așa cum sunt cu părul ăsta, prieten, dar o să-mi fac și eu părul, să mă boxez. Pune masca să pun. Nu mai îmi pun masca acum. Am voxea de păr, dar nu prea am avut chef așa să-mi fac părul. Am zis că prea... Îl voxez prea des. O am aceea. Am zis că vedem, poate mâine, poate nu știu. Și te mai zis că mai știi că ne-am vopsit pe vreo. Da, ea vrea să-mi pună neapărat o mască. Avem o mască cu aloe vera. A, am mai pus o dată. Am mai pus una. Și acum... Și a făcut loc și după aia nu l-am mai pus, că era noaptea și... Era noaptea și filmasem afară, și era cu nunta și nu știu ce ne-am apucat noi. Și a zis să sperie lumea de mine când mai... Nu arătam așa bine, bine cu masca aia, era un gri așa... Verde. Și am zis că poate nu-i voie, la YouTube nu dă voie și na. Dar da, mie stătea bine cu ea, îmi simțeam cum mă strânge fața. Mai era ultima, dar mai era una și când... Și era foarte ieftină. Am mers la farmacie cu Alina și am mai luat una. Una mai era ultima. Și erau două. Una a luat, am pus-o. Și după aia, pe cealaltă zi, ne-am pus să vedem să facem comandă sau dacă mai e. Dacă nu mai e, facem comandă. Și mai era aia una și am luat-o. Și n-am pus-o de două zile. Tot zice-o, pune mâine seara, pune mâine seara, pune mâine seara. Am zis, da. Da, cum o pui? Ei, trebuie să ne odinim, să dormim și noi, că ziua mea facem și noi treaba. Uite, așa faci. Așa faci. O punem dimineață, în timp ce mai facem treabă, pentru că este o mască, nu curge nimic din ea, e foarte bună, strânge fața, nu are lichid pe ea nimic,
E confortabilă, se lipește pe față, se aplică și poți să faci și treabă, mișcare, nu am treabă cu ea. Este foarte bună. Și o pun mâine dimineață, pentru că nu știu, mâine nu. Noi nu vrea ieșim așa dimineața, fără că nu avem pentru ce. Ia uitați ce coadă am făcut. Bravo. Și-a uitat păpușica. Acum are haine. Da. Și cine s-a luat ție piscina aia de mult? Tati, de la Dumbo. Da? Eu, stai. Are și crătiți, i-a luat Alin, crăticioare de inop de la Dumbo. Da, sunt la mama. Multe chestii de bucătărie. Eu am multe, eu am și formanțe de brioșuri, am multe. Are, și dar nu am doar de la tata, am și de la mama. Dar și nu le desfaci ea. Am un tel foarte Are și cutii nedesfăcute. Am avut două teluri și unul l-am folosit că nu mai avem tel mare, că vreau să fac niște clăte și s-a rupt și mai am unul. Bravo. Că eu pe alele folosesc și am două din alea. Și ăsta e bebelușul ei preferat. Trebuie să-i facem baie. Ăsta ține ea la el cel mai mult. Iar fără haine. Nu, dădu-i capul la bebeluș. Ăsta e bebelușul. Ăsta e bebelușul ei. Ia să vedem câte păpușele am eu. Hopa! Toate sunt fără haine, nu mai le arătam. Toate le-ați dezbrăcat. Ba nu. Ah, mai ia și haine. Da, uite ce curare e asta. Asta ce ai făcut tu costum de baie. I-am făcut eu de mult un costum, cred. Mai de mult, eram eu așa mai liniștită, mai bine. Sunt mai multe, dar sunt jos. Sunt mai multe, dar sunt și acolo multe sus, car, vă dați seama, avem o cameră unde ținem lucrurile, depozităm lucruri. Câte nu mai am? Am zis că o să luăm niște agrafe, pentru că nici eu nu mai am. Să prindă și ea păr. Nu sunt din alea mari. Nu luăm din alea mici ușoare. Și ia părul ei tot la fel ca al meu. Al meu cât îl facă, cât îl nu dau cu fixativ cu ea, tot îmi iasă ăștia pe aici, cum iasă la fată, tot la fel. Rochiță. Nu stă părul meu. Avem părul mai așa, ne... Iar o schimbă. Iar o cheie de pe una, o dă pe celălaltă. Și rămâne alaltă. Așa le face ea, așa are. Nu suportă ea să fie păpușile îmbrăcate. La tine nu prea pot să scot capul, dar o să încerc să vă Are și mai mulți oaie de ea mari, dincolo, pe șifonieră. O avem pe Pantera Roz. O avem dincolo la tine... În cameră, camera ultima, în spate, o avem mică, pluș, care putem să punem pe geam, pe oglindă, peste tot. Și avem și pantera mare. E sus, cred că i-au mâncat că ți-au urcat. Nu e sus. Nu mai știu. E în camera cu aia, unde zici tu că avem pantofi, jucării. E în spate, acolo, doamne, ce e acolo, o grămadă, le-am aruncat așa. Dar n-am luat. Mie mi-e frică de ea. Nu mi-e frică, dar n-am luat așa. Mi se pare ciudată. Cu toate că mie îmi place culoarea roz, nu mai îmi place culoarea roz, pentru că am văzut că sunt multe culori de roz mai urâtele și mie nu mai îmi plac acum mov. Roz și îmi place mov. Îmi place de ea cum mănâncă. Mănâncă. Nu ești. Dar vedem mâine, poate facem și noi ceva, o ciorbă ușoară de legume. Nu am gătit pentru că nu mi-a venit să gătesc. Iar noi facem clătire. O facem, avem ouă de casă, făină, avem ulei. N-am venit finetii, dar cumpăram. Luăm finetii. Și asta e. Eu vreau să facem un aparatul ăla unde faci turtă din aia. Aia cu pătrățele? Aha. Da. Și cu miere deasupra și cu finetii deasupra și cu... Zi. Cu praf de copt, cu praf de zahăr. Să facem, da. Trebuie să facem. Dar nu punem așa direct. Să curgă. Facem așa, cu lingura. Aha. Și praf de copt îl batem așa. Nu prea am gătit pentru că nu mi-a venit să gătesc, vă dați seama. Ei, i-am făcut așa, i-am mai luat câte o ciorbă de pui. Merge. Nu am vrut să gătesc, am zis că n-am, mănânc și eu așa. E important să mănânc ea. Când o să fim toți acasă, facem, punem gratis. Ați văzut că făceam mâncare zi de zi. Acum nu mi-a venit, am fost așa foarte...
Tristă și... Trece și timpul ăsta, vine iarna, vine... Să fim sănătoși. Dar e rochie, asta e. Noi ne facem cu mâna noastră, pentru că nu ar trebui să bagă în seamă, dar multe... Nu am cum să nu bagă în seamă, să mă stresez, să mă supăr, pentru că sunt multe probleme. Care mă macină, care mă gândesc, n-am cum să uit. Numai dacă aș fi nebunul. Ferească Dumnezeu să nu-mi aduc aminte, să nu sufăr, să nu nimic, să-mi văd de treaba mea, să râd, să dansez. Alta. Ia veci mâine. O să mergem mâine, să-i facem rochii. O să-i fac acum. Am mai ieșit și noi, dar n-am filmat așa că am ieșit. Ai fac și acum. Păi unde cu și acum, că e cam târziu. Am acolo în optieră și acu și papilotă. În optieră acolo lângă pat, ține acolo acu, papilotă, pentru că și-au mai cost câte ceva. Ce să vă zic altceva? Vă mulțumesc mult, am văzut multe comentarii. Și că mă uit la comentariile voastre și citesc și... mă întristez. Și nu știu, uneori tot așa am dat lacrimile. Pentru că așa sunt eu, mai sensibilă, mai nu știu cum. Pentru că sunt vărsător. Zodia vărsător e tot timpul așa și... Și eu sunt la fel vărsător și unii cu Leo. Da. Și nu știu, poate că și stările astea e și de la glandă. Multe femei care au cu glanda au stări de astea așa de tristețe, de plânsete. De... Dar la mine și sunt și motive. Vă dați seama că sunt motive. Olivia, poți să mă și mie ciudă. Eu nu am putut să... M-am arătat așa cum sunt. Am fund de tine, am multe pusea, dar nu suport să-mi pun. Îmi curăț fața, am dat cu cremă. Eu uitați că vă arăt acum. Stați așa. Nu, nu mai arăta. Dar nu suport să am ceva pe față și mai ales cu căldura asta. Simt așa, mă simt aiurea. Nu mă simt bine, dacă eu îmi dau cu fund de tine să-mi acopăr fața, mă simt aiurea. Cu o pudră așa mai, na, mai merge, dar fondul de tine foarte rău pe căldură. Și asta e fața mea, originală. Așa că, na, mai sunt trasă la o chestie, dar nu am ce să fac. Asta sunt. Asta sunt, nu pot să mă schimb. Nu pot. Îmi văd așa că, na, vă dați seama că mi-a fost greu. Când au fost copii aceia, vă dați seama că m-am consumat foarte tare. Îmi dau să vin acasă. Fiind învățată să mă ocup, să o gătesc, să fac. Fac și pentru Alina, da. E altceva că sunt mai mulți. Când e și Ale și cu Leonardo. E altceva. Mi-a fost greu, vă spun sincer, greu. Încerc să ies din stare, fac și treabă, mai am și cu fata, da. Am mers și până la mama, am mers cu Alina. La mama acolo, nu, se ocupă, au adus fel și fel de materiale, schele, vor să facă casa pe din afară, vor să izoleze casa, să nu mai intră frigul, iarna, foarte bine, cel mai frumos lucru. Și o renovează pe din afară și cu burete de ăla, cu spumă de aia, să îmbrace pe din afară, vă dați seama că nu mai simte frigul, să intră prin pereți, să fie pereții rece. La mine n-am putut să fac nicio reparație, nici măcar să ciugrăvesc camerele astea. Pentru că trebuie tot așa oameni, schelă, să fac încet câte o cameră. Am zis că facem tavanile mai jos. Tot timpul când am vrut să fac câte ceva, tot a intervenit câte ceva și n-am mai putut. Am camera în spate care s-a tocit peretele. De câte ori trebuie să care peretele. Trebuie reparat peretele ca lumea în partea aia de la șifonier, apoi jugrăvit. Trebuie să faci, să te ții de casă ca să o ai bine. Să îngrijită, făcută. Noi n-am putut acum să facem, pentru că știți prin ce am trecut. Am avut numai probleme, numai pușcării, numai pachete, avocați. Am avut multe pe cap.
Mă mir cum ne-am rezistat. Ne-am făcut față. Până acum. De multe ori spun că nu mai pot. Nu mai fac față că mi-a ajuns. Da. Dumnezeu mai dă putere. Și eu de la capăt. Mi-ar place să fac asta și pe tine afară. Și pe înăuntru să mai renovez. Și pe afară și multe chestii și la bucătărie sunt multe de schimbat. Faianța aia rece, gristia, să tavanul să fie mai jos. Pe jos să nu mai fie gristie, să fie altceva mai călduros. Da, mai durează. Până mai ieșim noi, la lumină mai durează. Să putem să facem, să avem condiții. Vine iarna. Și eu mă gândesc, că nu pot să dorm noaptea. Cum o să încălzim, cum facem. Facem foc în sobie, nu prea face față, să ridică căldura toată sus. Fădă-se-mă că nu mă gândesc, nu mă stresez. Eu banii care plătesc curent, atâția bani. Puteam să iau din o jumătate să pot să-mi iau lemne. Sau lemne să le iau de acum. Dar dacă nu se poate, nici eu, de una singură nu pot. Chiar nu pot. Eu mi-au banii, plătesc curentul, fac și o datorii, vă dați seama că cumpăr. Și până vine luna, vă dați seama că tot la fel nu ajung și... Nu ajung, nu e spor, nu e cheltuială mare. Trebuie mult. Bine că e și așa. Mulțumim lui Dumnezeu. Să fie bani cât ar fi, tot nu ne ajungi niciodată. Pentru că sunt găuri prea mari. Găuri, nu așa. Prieteni, cam atât. Vă dorim o seară plăcută. Am mai zis și eu ceva, mai vorbesc și eu ceva, mai mă descar, mai vă spun. Ce să zic? Asta e viața. Trece din ele, trece timpul și după aia ne căim. Că de ce am făcut așa, că de ce am plâns, că de ce mă chinuiam, că de ce nu mă distram, că de ce nu făceam așa. Știu că o să vină timpul. Dar uite că n-ai cum. Parcă e ceva care mă ține în loc. E ceva care îmi dă stările ăștia, nu știu. Ies. Sunt tot așa. Dacă vin acasă, mai de tot. Mi-apare mai de tot. Trebuia să plec cu ursul, m-a chemat. Am zis că n-am cum să plec. Ce-mi dată nu-i patroana acasă, unde plecam? N-ai cum să pleci, să lași așa câinii aia pe curte. Am și eu acolo câteva roșii. Aveam și treabă. Era după sâmbătărie. Dacă era ea acasă, da. Cu Olga, da. Aveam cea mai mare încredere, vă dați seama că patrona uza, făcea. Da, trebuia să plece și ea. Nu mai fost asta de mult, la vizite, la... Vă dați seama cum a stat. Asta e viața. Vă mulțumim și vă dorim o seară plăcută și multă, multă sănătate. Pa, pa!